Bună, dragii mei, bine ați venit pe canalul meu, sunt Xenia și astăzi vreau să vă vorbesc un pic mai explicativ în acest podcast despre rana de abandon, în care să găsim cauzele și originile. Așa vă puteți da seama mult mai simplu dacă vă găsiți și rana abandonului este predominantă la fiecare dintre voi. Inițial, da, un pic sau mai mult. Haideți să începem, dragii mei. Deci, originea. Adică abandonul real. De unde și unde reiese. De exemplu, este nu și un copil a fost abandonat fără dorință sau plasat într-o familie orfelinat, ceva de genul ăsta. Acolo este fără dorință. Sau părinți care pleacă, deci care nu au existat lângă, chiar dacă au existat. Care pleacă probabil și și înainte de naștere. Copilul care se naște fără un părinte. Sau care a decedat. Al doilea caz ar fi o origine pe care nu prea o înțelegem, pentru că nu am fost abandonați. De fapt, este vorba de un sentiment de abandon, de un vid, o neglijență, o absență a nevoilor, nevoia de o îmbrățișare, de atenție, care nu ni se dă, chiar dacă părinții există. Acest sentiment de abandon mai poate avea loc după o separare, o despărțire a părinților sau divorț. Dar și în interiorul relației, când părinții nu sunt conectați la ei însuși datorită propriilor traumatisme și suferințe. Și așa se creează această lipsă. Poate apare în adolescență sau ca adultul, după primele rupturi amoroase. Mai există și frica de abandon. Este o emoție care, de fapt, protejează prin rolul ei de un pericol real sau remarcat de creier. Acel copil care este dependent de părinți pentru a supraviețui. Cum ne dăm seama și cum creiem cu încredere, de exemplu, cu încredere de copilii maturi, tragem concluzii. De exemplu, îți spui în sinea ta, eu nu sunt demn de a fi iubit și de asta nu mă iubește nimeni. Și chiar ajungi să crezi tu însuți că nu ești demn de a fi iubit. Și accepți. Dacă am fost lipsiți de iubire, căutăm să obținem cu orice preț, încercând să fim geniali. Dacă suntem irascibili, ne convine atenția primită neplăcută de cât de loc și de asta tolerăm relațiile toxice, dragilor. Eu sunt zero, am multe defecte, nicio șansă să mă iubească cineva. Eu nu pot face nimic. Deci toate aceste lucruri care ni le spunem, de aici vin. Acum, tratarea și vindecarea este progresivă.
În primul rând, preluarea responsabilității proprii persoane este pe primul loc. Și a avea grijă de tine. Apoi trebuie să iei decizia să ieși din această victimizare, că nu este altceva decât o victimizare a persoanei tale proprii. Trebuie să faci un doliu al propriei tale persoane care a fost. Trebuie să reeditezi propria ta viață. Reeditează propria ta viață și istoria propriului tău ego. Pentru că dacă nu te îngrijești de acest copil care este rămas blocat în trecut, nu mergi mai departe și nu ieși din această victimizare. Și trebuie să recunoști și să-ți impui limite. Deci, cam asta este, de fapt, inițialul și ceea ce este mai important. Deci, preluarea propriei responsabilități a propriei persoane. Deci, ești conștient că tu ești responsabil de tot ceea ce se întâmplă în viața ta. Asta ar fi un primul pas și îți propui să ai grijă de tine. Al doilea pas, deci ar fi să iei decizia să ieși din această victimizare. Doliul propriei persoane, acum aici este bine de știut ce înseamnă un doliu al propriei persoane. Și să nu vă aruncați în alte situații sau alte gânduri care nu trebuie și nu și-au locul. Când ne gândim și vorbim despre doliul propriei persoane, adică voi aici sunteți îndemnați să faceți doliul la persoana aceasta care se victimizează și care este într-o nevoie acută de iubire și de afecțiune, care crede că nu valorează nimic și crede că nu merită să fie iubit și se atașează de tot felul de situații și de persoane toxice. Voi, la această persoană, trebuie să renunțați să faceți doliu. Pentru că dacă voi nu reinventați, reinițiați viața voastră proprie și rămâneți în istoria ego-ului propriu, deci care vă menține acolo și nu aveți grijă de acest copil din interiorul vostru care este rămas blocat în trecut și nu încercați să-l scoateți, să-l asigurați, să-l aduceți în prezent, nu aveți cum să ieșiți din toate aceste situații și caracteristici. Apoi automat ajunge să recunoașteți toate aceste faze și să vă impuneți limite, dragii mei.